Ne găsim o poziție confortabilă și închidem ochii. Și ne dăm voie să respirăm adânc și rar. Cu fiecare inspir aducem liniște și pace. Și cu fiecare expir aducem eliberare. Și detensionare. Putem observa cum corpul nostru începe să se relaxeze din ce în ce mai ușor, din ce în ce mai mult. Pe măsură ce corpul nostru se relaxează, ne dăm voie să primim energia vindecătoare a Universului, prin creștetul capului, prin toate structurile noastre, prin toate țesuturile noastre, prin toate celulele noastre. Și ne dăm voie să conștientizăm cum această energie vindecătoare preia din structurile noastre toate grijile, toate supărările, toate tristețile, toate conflictele. Și aduce pace și calm și liniște în interiorul nostru. Pe măsură ce această energie curge prin structurile noastre și se scurge cu tot bagajul preluat, observăm cum iese prin tălpi, duce până în centrul pământului unde eliberează tot acest bagaj și apoi se reîntoarce înapoi în circuitul său natural. În același timp, permitem energiei de susținere a pământului să urce prin tălpi, prin glezne, prin pulpe, prin genunchi. Prin coapse, prin șolduri.
prin întregul bazin. Din fiecare vertebră. Prin fiecare țesut, prin fiecare celulă a trunchiului nostru. Prin gâtul nostru, prin cap, afară din cap, prin toate structurile energetice ale noastre, după care să reîntoarcem pământ cu tot bagajul preluat și de această energie din noi. Eliberează acolo bagajul și să reîntoarce în circuitul său natural. Ne dăm voie să observăm cum aceste două energii circulă în sens contrar prin structurile noastre. Și prin aceasta formează acest vortex energetic în jurul nostru, care extrage, care atrage, care preia tot ceea ce dorim noi să eliberăm astăzi. Și ne dăm voie să eliberăm tot ceea ce simțim nevoia să eliberăm legate pierderi, de orice fel. Haideți să eliberăm tot ce stârnește în noi ideea de pierdere a unui obiect, a unei persoane, a unei relații. Hai să eliberăm tot ceea ce credem că o să ne stârnească în noi
lipsa cuiva drag. Haideți să eliberăm tot ce creează acea lipsă. De fapt. Pentru că atunci când suntem întregi, noi cu noi, faptul că cineva alege să plece din relație, din viața noastră, din viața sa, este doar o alegere care ne poate întrista, într-adevăr. Totuși, fără să ne marcheze, fără să ne facă să deraiem de pe șinele emoționale pe care ne-am adus în echilibru. Ce puncte de vedere avem noi despre noi în raport cu acea persoană? De simțim câteodată că ne rupem în două sau pierdem bucăți din noi pentru că acea persoană alege să plece din viața noastră într-o formă sau alta. Ce credințe avem despre noi? Legat de cine suntem noi fără acea persoană, fără acea relație, care ne împiedică să-i dăm drumul, să aleagă să facă ce vrea. Haideți să eliberăm tot ce ne împiedică să dăm drumul unei persoane din viața noastră, când aceasta alege să plece, conștient sau inconștient, din relație sau chiar din viață. Peste tot, pe unde alegem să facem alte persoane punctul nostru de sprijin. Așa că n-am putea să funcționăm. Dintr-o stabilitate proprie. Haideți să eliberăm acum. Haideți să eliberăm acum și toate gândurile, emoțiile, sentimentele pe care le-am proiectat în relația cu persoana care pleacă sau care a plecat. Se poate întâmpla ca o persoană să plece de lângă tine chiar și când fizic este încă cu tine. Și tu să știi că nu e acolo, de fapt. Așa că hai să eliberăm toate posibilele variante de
crearea unui dezechilibru prin plecarea cuiva. Haideți să eliberăm și tot ce am făcut noi vreodată ca să ținem pe cineva cu forță lângă noi, să ținem pe cineva cu forța în viață, să ne agățăm cu dinții de viața celeilalte persoane sau de relația cu cealaltă persoană, ca și când fără ea nu mai suntem noi. Haideți să ne uităm la sufletul nostru. Și să-l mângâiem. Să-i transmitem blândețe și permisivitate. Și bunătate. Și recunoștință pentru capacitatea de a se reface după orice schimbare a zonei noastre de confort. Prin plecarea cuiva de lângă noi. Sau poate chiar din noi, din sufletul nostru, din viața noastră. Din realitatea noastră. Și în această pace care se așterne în toate structurile noastre, ne dăm voie să ne expansionăm că toată încăperea. Rămânem centrați în propria noastră structură fizică. Și ne dăm voie să ne expansionăm că toată localitatea în care suntem. Și dăm voie să ne expansionăm că toată România sau că toată țara în care suntem. Și ne dăm voie să să ne expansionăm cu toată planeta. În această nouă dimensiune din care funcționăm, ne dăm voie să creăm acest spațiu al ieșirii din pierdere.
Rugăm și Sfânta Treime să ne trimită în ajutor toate entitățile conceptual benefice, care trebuie, vor, pot și știu să vină să ne ajute, să ne susțină în crearea, în generarea, în menținerea, în actualizarea și în instituirea acestui spațiu în care fiecare persoană care alege să pășească, începe să conștientizeze că toate procesele sale de pierdere sunt firești și trecătoare, rămânând în proces atâta timp cât aleg să rămână în proces. Și ieșind din el când aleg să se focalizeze pe altceva. Orice persoană care pășește în acest spațiu al ieșirii din pierdere află, descoperă, știe că de fapt nu se pierde nimic. Totul e doar o continuă transformare. O continuă reașezare a noastră în noi înșine. Continuă descoperire de sine în acest mediu, în continuă schimbare. O continuă adaptare. Cangara, unde unii vin, unii pleacă, unii se agită, unii doar sunt spectatori. Și unii trăiesc chiar și acolo, așa cum trăiesc oriunde ar fi. Pentru că e doar o alegere. O alegere de a fi cine ești, oriunde-i fi și orice s-ar întâmpla în tine și în jurul tău. Mulțumesc tuturor entităților conceptual benefice pentru toată susținerea acordată. Mulțumim și Sfintei Treimi pentru tot ajutorul acordat și rugăm Sfânta Treime să trimită în ajutor, să trimită aceste entități, unde se termină treaba, înapoi de unde au venit, cu toate mulțumirile și cu toată plata pe care o consideră că o merită pentru efortul făcut. Mulțumim și Pământului și Universului. Pentru toată susținerea pe care ne-o acordă în fiecare secundă a vieții noastre. Și ne mulțumim și nouă pentru toată lucrarea pe care am făcut-o astăzi. Ne dăm voie să ne umplem de recunoștință pentru noi și pentru tot universul ăsta. Pentru că, de fapt, nimic nu se pierde, totul se transformă.
Știind că această lucrare continuă să se petreacă chiar și când nu suntem prezente conștient cu ea, acum inima continuă să bată și părul să crească chiar și atunci când dormim, ne dăm voie cu această recunoștință în suflet să ne reîntoarcem aici acum, să deschidem ochii doar după ce toate părțile ființei noastre s-au reintegrat complet în toate structurile noastre. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Am plinit deja.